Nu, nu sunt rudă cu doamna inspector general, pentru că am văzut că ați avut o mică reacție. Însă reprezint Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care și-a propus sub motoul investim în oameni, investind în oameni, investim în viitor, seamănă mult și cu motoul programului de dezvoltare a resurselor umane, să vină alături de dumneavoastră împreună cu colegii de la Centrul Europe Direct Nord-Est, să vă stimuleze, să zic așa, interesul pentru o temă care se potrivește foarte bine județului Botoșan, pentru că este unicul care are posibilitatea să colaboreze extern cu două, și anume și cu Ucraina și cu Republica Moldova. Organizația noastră se ocupă de 10 ani de programe de dezvoltare care au fost derulate prin finanțare guvernamentală sau FARC. O să vă spun, printre altele, că prin programele dezvoltate de noi, în orașul dumneavoastră se va moderniza centrul istoric, se vor moderniza infrastructuri de sănătate și spitalul județean va beneficia, sunt de asemenea investiții în drumuri, veți avea acces la o serie de investiții care sunt în curs de derulare, dar, cum spuneam, în paralel, suntem preocupați și de această deschidere către dumneavoastră. Eu consider că astăzi am făcut debutul unei investiții în oameni, o injecție, ca să-i spun așa, pentru că am văzut așa avut proiecte foarte frumoase și deci stau de vorbă cu niște profesioniști și sper să vă strânim interesul să mai participați la proiecte de cooperare culturală, să faceți vizite și schimb de experiență cu potențial colegi și prieteni, nu numai din Moldova și Ucraina, dar și din alte țări membre, pentru că vă ajută, vă hrănește spiritual și cultural, vă găsește punți pentru ce veți face voi în carieră, încotro veți porni după ce terminați liceul și de ce nu poate cândva să fim și colegi. Vă doresc numai bine!